Bună dimineața tuturor! Este o toamnă frumoasă, bogată în roade, iar lucrul acesta s-a văzut mai peste tot în țară la evenimentele care sărbătoresc recoltele toamnei. Dar să știți că una peste alta agricultura nu stă pe roze, sunt produse care în anul care vine este posibil să devină mai puțin accesibile la preț și, așa cum spuneam de nenumărate ori aici în emisiune, să fim și mai mult sub valul importurilor. Dar haideți pentru început să mergem la agronomie, acolo unde zeci de varietăți de ardei de toate culorile au trecut testul gustului și aromei. O culoare excelentă. E captur, renumitul captur. Culoarea, forma, textura, aroma și gustul, toate sunt extrem de importante pentru fermier și consumator deopotrivă atunci când aleg o anumită varietate de ardei. Pentru degustători, misiunea nu a fost deloc una ușoară. Au avut de notat în total 46 de varietăți de ardei cultivate în centre de cercetare, dar și de fermieri din Galați, Olt, Cluj, Dâmbovița sau Prahova. Noi asta încercăm, să știți, să promovăm din ce în ce mai mult soiurile românești. Acum avem printre expozanți stațiunea de cercetare Hectar, este stațiune de la Cluj, lucrează numai cu genetică românească, au chiar denumirea soiurilor, unele foarte simpatice, deci se numesc Dacia, se numesc Decebal, se numesc Traian, Scorilo, da, deci niște nume care chiar te duc cu gândul la românesc. Și mai avem o colaborare foarte, foarte strânsă cu stațiunea de cercetare de la Buzău și cu, în ultimul rând, acum cu Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Buzău, unde domnul vânătorul ne furnizează tot timpul semințe, semințele din soiurile, din soiuri și din hibrizii românești. Care ți se pare mai bun? Al meu. Aici nu toate fructele sunt la maturitatea 100% de coacere. Unii producători au adus un fruct care nu e 100% și poate înșele la aspectul de gust, de zahăr acumulat în fruct și la aspectul de culoare a fructului. Un fruct la maturitate, în general, dacă este fertilizat cum trebuie și este crescut într-un regim cât mai ecologic, trebuie să aibă savoare și gust. Fructele crescute și legumele crescute în România, în solurile noastre, trebuie să fie, să aibă un gust excepțional. Nicăieri nu vom găsi. Din perspectiva consumatorului, da, contează, dar producătorul urmărește și alte aspecte, nu numai acesta. Pentru producător, degustarea nu înseamnă vreun concurs sau top la care pot câștiga un premiu, ci dimpotrivă vor să afle care este noul trend al pieței. Avem studenți care își fac proiectele de licență și proiectele de disertație, iar rezultatele, în primul rând, vor fi folosite de ei în aceste proiecte. Nu în ultimul rând, noi toate cultivarurile de ardei le avem datorită unor firme cu care noi colaborăm și ei își doresc foarte mult să primească aceste rezultate de la noi pentru a ști care este preferința consumatorului. Ce își doresc consumatorii să găsească pe piață la un moment dat. Din cultivarurile de ardei gras, de exemplu. Noi avem aici la ardei gras cam 12 probe. Unii care sunt de culoare verde, galben-verde, unii care sunt roșii, unii care sunt portocalii. Ne-am dorit acest lucru, să găsim același cultivar în mai multe locații. Pentru că, să știți că solul, clima, influențează foarte mult calitatea gustativă a soiului. O mare parte a varietăților de ardei prezente la degustare au provenit din ferme în care nu se utilizează deloc pesticide. Mai avem și de la alți producători care nu sunt certificați ecologic, dar nu utilizează decât produse agreate, produse, hai să zic așa, care să nu polueze nici solul și nici produsul filier. Dacă substanțele sunt utilizate în cantitățile recomandate de către cei care le produc și dacă sunt respectate foarte bine perioadele de pauză, pentru că din momentul în care ai făcut tratamentul până când aduci pe piață un produs, trebuie să treacă 7, 14, 24 de zile, depinde de toxicitate a produsului, atunci, teoretic vorbind, planta metabolizează acel produs și nu mai este poluant.
Degustarea de ardei a fost însă doar o mică parte a evenimentului care s-a desfășurat pe parcursul a 4 zile în campusul agronomiei. Văd util să organizăm cât mai multe astfel de evenimente, mai ales în cadrul universităților de profil, pentru a aduce consumatorul mai aproape de producție, de producția directă, să scurtăm lanțul de producție, dar să-l aducem și de mediul academic, unde regăsim partea de cunoștințe, de informație, dar găsim și inovația și noile inovații în agricultură și să vadă ceea ce desfășurăm noi la un alt nivel procesul educațional. O să cumpăr de la flori, turtă dulce, am văzut că sunt și câteva exponate, să spun așa, de artă în domeniul nostru, cu specific în agricol, dar de asemenea fructe, legume și tot ce o să găsesc aici și mi este util, de fapt, nefăcând risipă alimentară. În total, zeci de expozanți cu profil horticol și-au expus soiurile și hibrizii românești, dar și varietățile mai recent introduse în țară. Putem spune că suntem acasă, noi suntem stațiune didactică a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și cam fiecare an ne face plăcere să ne aflăm la Toamna Horticolă Bucureșteană cu produsele noastre, în special cu vestitele prune de la Istrița, specii pomicole noi și tot sortimentul bogat de vinuri al colegilor de la Pietroasa. Avem Stanley și Ana Șpet, două soiuri cu care noi ne mândrim. Au zahăr foarte, foarte mult acumulat, sunt foarte zemoase. A fost un an bun și cu tehnologia potrivită am reușit să avem o producție de calitate. Regal de horticultură se numește în toamna aceasta. Practic tot ceea ce vedeți aici, ultima sută, cu o excelentă organizare și participare a studenților, s-a putut pune în operă, să spunem, ceea ce dă mai frumos toamna. Bogăția toamnei și rezultatele noastre, ale muncii noastre la horticultură. Nu puteau să lipsească la un astfel de eveniment și colegii noștri, stațiunile de cercetare, acolo unde absolvenții noștri lucrează la ei și fac un lucru excepțional, să nu vină cu vinul nostru studențesc, să nu vină cu merele, cu sucul de mere obținut în cadrul stațiunii și cu toate celelalte produse care ne încântă toate simțurile, inclusiv vedeți un must preparat acum la fața locului din struguri de la noi din plantație. Sunt flori ornamentale, de acolo deocamdată nu recoltăm nimic, însă să știți că avem plante care poate le știți mai puțin, curmal dobrogean, banana nordului, kiwi, zona aceasta mai cu climat mai blând, zona Timișoare, Orșova, sigur, zona del de Dunăre. Influențe submediterane. Exact. Și cum ziceați de schimbările aceste climatice, odată ce au crescut temperaturile, permit, să spunem, accesul și anul specii cu pretenții mai mari față de temperatură. Dar, dincolo de acest lucru, e interesant altceva de urmărit. Toată lumea își dorește acum un smochin, pentru că până să guste și să vadă ce gust are o smochină produsă la noi pe pământ românesc, față de o smochină adusă poate din Orient, nu și-au dat seama de potențialul și șansa pe care o au de a aduce o astfel de plantă minunată la ei în curte. Am adus o grămadă de noi clone, hibrii, soiuri, tot ce avem noi ca smochin în țară, să-l mulțim, să-l cultivăm aici, să-l testăm și să descoperim de fapt tot ce înseamnă germoplasma de smochin la noi. Să știm care este cea mai bună adaptată și inclusiv pe gustul nostru. Să avem tot actorii la masă. E important. E important și toți suntem parte din aceeași familie mare, deci cred că ce e mai frumos decât să ne bucurăm fiecare de ceea ce contribuim pentru de fapt o bunăstare generală și pentru armonie în ceea ce privește o conviețuire sănătoasă. Horticultura unește pe toți. Uite, avem un exemplu astăzi. O contribuție semnificativă la evenimentul dedicat oradelor toamnei au avut-o și studenții Universității de Științe Agricole din București, printre ei și Cristina Ion, o tânără masterandă în anul întâi la Facultatea de Horticultură. Nu numai horticultorii, dar și peisagiștii sunt incluși în acest proiect, pentru că ei au făcut acest aranjament frumos și le mulțumim din tot sufletul pentru creația lor. Și în fiecare an schimbăm întotdeauna designul doamnei horticultorii. Să știți că Cristina este una dintre studentele care mobilizează foarte bine. De fiecare dată, chiar dacă nu mâncă ardei, dar o învățăm să mânce și ardei, știe să capaciteze, să-i aducă pe toți la oaltă. Haideți să facem împreună. Comparativ cu anul trecut, evenimentul s-a bucurat de un număr mai mare de vizitatori dornici să guste, dar și să ducă acasă o mică parte din recolta bogată a acestei toamne.